Mulțumim tare mult, Amalia. În bucătăria lui Vlăduț, astăzi de toamnă, toamna ați cerut, toamna aveți afară, cel puțin în București, plouă, urât, 10 grade, uia. Dar Vlăduț ne face cumva toamna mai frumoasă, trecând peste observația de la începutul emisiunii, cum că și-a făcut bradul de îndată ce s-a lăsat sec. Da, știi cum a fost? A fost lăsat secului vineri fost, și de da, sâmbătă da. A început postul. De sâmbătă a început postul, și dar tu ai făcut bradul. A fost așa, a venit o vecină și... noua mea vecină și a zis știu că tu ai un brad mare. Da, am un brad foarte mare. Zice, n-ai vrea să-l montăm și nu-i punem decât luminițele. Îl împodobim prin decembrie. E mai chelaș. Bine, da, să-l lăsăm așa ca atare. Și? Și i-am pus luminițele și ce crezi? Zice, da, ia arătăm un pic ce podoabe ai. I-am scos eu niște fluturi, a pus unul, a mai pus încă unul. Hai să-l facem atunci, măcar să fie să fie tango, dacă e tango, să fie până la capăt. Da. Și l-am făcut, dar nu contează, eu mă bucur foarte tare. Eu iubesc sărbătorile de Crăciun, așa da, da, din noiembrie și până în martie. Pentru mine în fiecare zi o sărbătoare atunci când am brad în casă. De-abia aștept să ajung la tine să văd exact ce ai pus anul ăsta în brad, că el este foarte updatat cu tendințele în materie de podoabe de Crăciun. Doar fermecături. Vlăduț, niște cărnați necărnați sau ce da, da, este, aș putea să spun așa, un ingredient adiacent la rețeta mea de astăzi. De fapt, astăzi am să prepar conopidă gratinată, conopidă au gratin. Este un preparat delicios și aveți nevoie, deși de data asta trebuie să vă mărturisesc că am un mic secret, un ingredient secret despre care o să vă vorbesc puțin mai târziu. Face parte din glazura conopidei, dar pentru aceasta aveți nevoie în primul rând de conopidă, aveți nevoie de un sos alb pe care îl obțineți evident din unt, lapte, smântână și am pentru acest sos doi ingrediente ușor rebele, să spun așa. Este vorba despre pătrunjel și chimen. Cele două ingrediente o să le adaug în sos. Pătrunjelul e ceva de... Este foarte rebel pentru că este ciufulit. Și... Dar sigur că da, și cașcavalul separat, însă voi prepara niște chifteluțe, iar pentru că vreau să mușurez foarte tare munca, am ales un sortiment de cărnați în stil moldovenesc, adică au puțin mai mult usturoi. Compoziția este deja făcută, asta înseamnă că doar urmează să le modelez, iar apoi să le tăvălesc prin susan și în baie de ulei am să le, am să le prăjesc, am să le prepar cât se poate de, cât se poate de repede. Așadar, un preparat lejer, aș putea să spun, ușor, la îndemâna oricui. Și rebel, și... să nu uitați de pătrunjel, care este cel mai... Nu te înțelegi cu el. Deci, domne, nu te înțelegi cu el. El cam vrea peste tot, Răzvan, înțelegi? Evident. Este atât de folosit. El vrea și în glazură, el vrea și între buchețele, el vrea și pe cărniță, vrea peste tot. Mulțumim, Vlăduț. Mulțumim. Am mai învățat una, am mai învățat alta. Am o mie de răutăți în cap, dar le țin pentru mine, cu riscul să-mi blochez chakra gâtului, care e chakra 2, 3, 4. E o chakra, e în zona gâtului. Vlăduța a terminat aproape conopida. Conopida este aici, sub glazura asta. Sub glazura, exact. Am încercat să-i dau un aspect cât mai plăcut. Asta înseamnă că trebuie fiartă mai puțin. Mai există o tehnică, pentru că știm că toții nu prea ne place atunci când o fierbem în apă multă. Există o tehnică de a o fierbe în apă foarte puțină, mai precis într-o sită, care să fie la rândul ei într-o oală cu capac, unde să fie foarte, foarte puțină apă, respectiv o ceașcă de apă, și aceasta se va fierbe în aburi. Sau o altă variantă de a, coace conopida la cuptor, în tavă de asemenea adăugată puțină apă, și în felul acesta nu mai avem acel miros, cu sigur siguranță va fi foarte puțin, dar nu atât de pregnant. Desfăcută în buchețele, iar apoi gratinată cu sosul, bineînțeles, care o îmbracă într-un gust savuros, sosul acela excelent, sosul alb, cu cele două ingrediente rebele. Mai știi care sunt? Pătrunjelul și... Ciochi și milchi. Pătrunjelul și chimenul, ce fac parte din rețeta de astăzi, puțin cașcaval răzuit deasupra sau parmezan și date la cuptor doar câteva minuțele, astfel încât să prindă o crustă aurie. Asta este tot. Urmează chifteluțele. Acestea vor face un miros însă foarte plăcut. Nu exagerați cu conopida, nu o fierbeți până o zăpăciți. Nu, nu, trebuie să rămână până... adente, pentru că dacă da, conopida... Să fie viguroasă, cum e Răzvan în perioada asta vieții, să fie... Nu, ca mine! Da, da, am uitat să zic, Dani, tot încerc să zic de vreo două zile. Știi de ce se întâmplă lucrurile astea? De ce? Pentru că a ieșit Mercur din retrograd. Oh!
ieșit Mercur retrograd. Și se pare... Și da, unde a intrat, aia e întrebarea. A intrat în Răzvan. A intrat în ciclul normal. Cum au intrat și drăcușorii. Da, da, da. Doamne, ce bine. Doamne, ce rău. Să-l înțelegem. Ne plăcea Răzvan în Mercur retrograd. Pețetele lui Vlăduț, preparatele lui Vlăduț. Ce ne-ai gătit azi? Foarte simplu, o conopidă gratinată. Este vorba de o conopidă ce a fost în prealabil la cuptor, cu, practic s-a pregătit în aburi, desfăcut apoi în buchețele, de fapt, exact cum se formează aceste buchețele, că știm că aceasta arată ca o, are o fluorescență mai specială, desfăcută în buchețele, iar apoi glazurată cu un sos alb delicios, foarte bine parfumat, cu un condiment secret despre care v-am vorbit, dar și cu cele două ingrediente rebele. Mai ții minte care sunt? Nu. Eu sunt ca o babă din aia care te toc la cap. Pătrunjelul și chimenul. Morcovelul. Gratinată cu puțin parmezan, dar acompaniată și de niște chifteluțe delicioase obținute din compoziție de cârnați, tăvălite însă prin susan și prăjite în baie de ulei. O rețetă simplă de toamnă. Am mai zis că sunt cârnați moldovenești pentru că... Sunt cârnați moldovenești pentru că sunt cu, au un conținut de usturoi mai mare, este o rețetă specială. Lasă-mă, mă, moldovenii, da, bagă mai mult usturoi decât... Mai mult usturoi, da. Lasă-mă. Da, uite, de exemplu, bănățenii nu prea bagă usturoi, bagă mai puțin usturoi. Bagă boia, bagă... Păi, suntem mai cumpătați. Ai văzut? Mulțumim tare mult! Doamne ce zi! Doamne ce zi!